SafeFit a dezvoltat o nouă funcționalitate în SafeFit Portal în urma feedback-ului și a solicitărilor clienților noștri, funcționalitate numită Centre de Cost. Centru de Cost permite predefinirea activității șoferilor sau agenților companiei noastre în funcție de domeniul de activitate sau de interes al clientului. Haideți să vedem în SafeFit Portal câteva rapoarte în care avem această funcționalitate Centre de Cost. De exemplu, distanțe parcurse. Vom vrea acest raport pe intervalul pe care ne interesează, alegând scopul călătorii, adică centru de cost. În cazul nostru marketing, însă pentru orice societate putem implementa oricâte centre de cost este cazul, stick în funcție de interesul de domeniul activitatea al firmei. Vom genera acest raport și vom vedea stick distanțele parcurse pe intervalul selectat și doar pe centru de cost de interes, în cazul nostru marketing. Această funcționalitate este disponibilă în SafeFit Portal în 11 rapoarte. Vă voi arăta în continuare câteva din aceste rapoarte, în timp în care voi vorbi despre centre de cost. Până în acest moment, aveam disponibilă monitorizarea activității doar în interes de servici, respectiv în interes privat. Această delimitare a activității era posibilă prin instalarea unui buton în cadrul vehiculului, iar șoferul la fiecare cursă privată trebuia să apese butonul respectiv, astfel echipamentul GPS când butonul era apăsat, transmitea călătoria ca fiind în interes personal. Iar când butonul nu era apăsat, călătoria transmisă în SafeFit Portal ca fiind în interes de serviciu. Sigur, activitatea firmelor din România este extrem de dinamică și pentru a ușura fluxul de monitorizare respectiv de raportare, am introdus această funcționalitate centre de cost, astfel activitatea unui șofer poate fi complet personalizată în funcție de nevoile specifice ale firmei noastre. De exemplu, o călătorie poate fi în interes de vânzări sau marketing sau tehnic, intervenții, poate să fie o simplă livrare. În cazul unui transport poate fi împărțită, să spunem, intern sau internațional, sau încărcare și descărcare, sau în funcție de clienții noastre, client vechi, existent, client nou, sau de modalitatea de plată a contractului, avans, termen de plată. Sigur, nu există limite în afară de imaginația și strict necesitățile noastre. Cu această funcționalitate se deschid multe oportunități atât de monitorizare cât și de raportare specifică. Totul automatizat și totul să vă ajute să optimizați și să eficientizați mai ușor activitatea și productivitatea. Butonul de scop călătorie poate fi utilizat și pentru centre de cost, însă este limitat și vă ajută doar dacă doriți să utilizați maxim 2 centre de cost, de exemplu vânzări și intervenții tehnice. O soluție mult mai elegantă, deoarece nu implică nicio instalare de echipament fizic pe vehicul, o reprezintă aplicația SafePush marca SafeFit, care este integrată cu SafeFit Portal și permite un număr nelimitat de centre de cost, customizabil strict pe activitatea pe care are nevoie compania noastră. SafePush este o aplicație Android extrem de intuitivă. Detalii despre această aplicație găsiți și la noi pe site, la rubrica SafePush. Șoferii, pur și simplu, tot ce trebuie să facă este, la începutul călătoriei, să selecteze centrul de cost specific pentru acea călătorie și datele sunt transmise direct în portal, unde pot fi vizualizate în cele 11 rapoarte despre care am discutat mai devreme. Dacă, de exemplu, un șofer a greșit la selectarea unui centru de cost, se pot face modificări direct în portal. La raportul de călătorii per vehicul, se selectează vehiculul în cauză, perioada când a existat călătoria cu centru de cost selectat eronat, se generează raportul de călătorii. Se identifică călătoria în cauză, de exemplu aici, scopul a fost înregistrat greșit, dăm click pe scop și vom selecta valoarea corectă, după care salvăm și se actualizează și un raport cu valoarea corectă selectată. SafePush vine sub formă de abonament, iar pentru oferte puteți apela direct responsabilul SafePit care se ocupă de fondul noastră sau puteți apela unul din numerele de telefon ale departamentului de vânzări disponibile pe site-ul nostru la rubrica Contact. Vă mulțumim și vă urăm spor la economie!